Știi de ce spun toate astea? Odată pentru că nu există manuale de istorie. Nu există manuale de istorie nici aproape nimic despre valorile adevărate ale ardelenilor, ale moldovenilor, ale oltenilor, ale muntenilor, ale bănățenilor, ale dobrogenilor. Nu. Acolo au băgat un conglomerat de ăsta din care să înțelegem noi că fără butonul din ministerul de la Palatul Victoria nu putem trăi. Numai că, uite, și spune domnul Tușa Cristian, bă băieți, un pic atenție voia din ministere, că e adevărat, soarele răsare la București, dar vigează că a pune în Transilvania. Și este perfect justificat. Dacă s-ar învăța în istorie, onest, că mă băieți, suntem foarte ok acum, identitar, că ne-am unit. Bun, de 1000, de 2000 de ani, de 10.000 de ani, ăsta a fost idealul fă cum vrei acolo. Dar măcar arată că după unire urmează muncă și nu urmează nuntă. Pentru că asta mi se spune mie. Indirect. Băieți, în 1918 ne-am unit. Nu mai avem nicio treabă. Te înșeli. De-abia de atunci aveam mai multă treabă. Și uite ce zice Iuliu Maniu în memorandumul lui din 1938-15 decembrie, semnat de peste 100 de deputați ardele. Și zice așa, Luăm exemplul ținutului Timiș, ținut relativ bogat, scria Iuliu Maniu în 1938. Din acest ținut Timiș, statul încasează pe an aproximativ 5-6 miliarde. Știți cât îi rămân din aceste miliarde pentru nevoile lui administrative, culturale, economice, sanitare, etc.? 200 de milioane. Lucrul ăsta se întâmplă și astăzi. Nu e așa, trebuie să plătești taxe, trebuie să plătești accize, trebuie să plătești mama dracului. Mă, și unul nu ți-ar spune, uite, din taxele astea trebuie să fac așa. Pentru că plătești taxe, atâta la sută, undeva la 60-70%, să rămână locului, acolo unde tu trăiești. Că dacă muncești, muncești și pentru locul ăla. Nu poți munci numai pentru tine. Că nu mai ești omul de neandertal. Nu? Nu, tată, nu ți se spune așa. Băieți, taxe repede că statul are nevoie de bani. cine e statul ăla? Ce număr de telefon are? Unde stă? Statul, de fapt, este un fel de moșie. Balu ba Fenechiu, Balu ba Dragnea, Balu ba Igaș, Balu ba Vereștoi, Balu ba nu știu care. Toți s-au pus acolo. Și ai văzut că acum nu-i prostul de fudul dacă nu-i foarte fudul. Nu? De L-ai văzut pe tovarășul Igaș, cu bacalaureatul luat la 24 de ani, și nu le se referă, mă refer când zic de prost, tovarășul Igaș, cu bacalaureatul luat la 24 de ani, care a ajuns șeful Comisiei Parlamentare UNESCO. UNESCO, o tată. Și nu știe bine limba română, că vorbește cu branconerii. Branconerii. Și el este șeful Comisiei Parlamentare UNESCO. Și noi vorbim despre ce? Despre dreapta și despre stânga. Nu există, doamnă și domnule, dreapta și stânga. Încă nu s-o copt dreapta la noi. Toți au fost de stânga. Într-un fel sau altul. Uite-te convin și spun o, trebuie să facem, să dregem pentru oameni. Și toți merg chitiți pe protecție socială. Nu cumva să rabde putoarea și nu cumva să rabde de foame, că vine statul imediat îi dă bani. A, dacă este un copil care nu are nevoie de dializă, sau de 30.000 de euro, sau de 5.000 de euro pentru un transplant, sau, Doamne ferește, de altceva, nu avem bani. Dați anunț în libertatea. În Cancan, Can, acolo la pagina, după doamna de la pagina 5, urmează anunțuri. Turturel tuturinovici, am nevoie pentru un transplant astea sconturile. Și lor nu le este rușine. Înțelegi? Nu le este rușine. Că de ce să le fie rușine? Rușine e o chestie foarte tare, tată. Bun. De ce e important asta? Și ce se întâmplă când nu mai știm nici noi istorie și nu mai știu nici guvernanții? Pur și simplu nu se mai ține cont de nicio tradiție. Nici a românilor de dincolo de Herăstrău, nici măcar a adevăraților bucureșteni. Ălora li se spune că vin moldovenii să vă invadeze, ăstora ni se spune că trebuie să cotizăm, că se pun iară pavaje pe magheru. Da? Pur și simplu țara asta devine o aglomerare de așa zis cetățeni. În loc să fie, cum să zic, generatoare de formule etice, de, de formule civice. Adică a ieșit în stradă și a spus, uite cum fac ucrainenii acum, cum au făcut fermierii francezi, care au zis, bă băiatule, tu vrei să faci din birou agricultură? Tu și ce dacă ești ministru agriculturii? Eu la coada vacii. Eu îți spun cât costă laptele. Nu îmi spui tu că laptele costă mai puțin decât apa minerală. Știi cât ia un țăran pe un litru de lapte? În jur de 90 de bani. Știi cât costă un litru de apă minerală în supermarketuri? undeva la 1,50 leu. E o diferență, nu? Știi cât costă o cola sau sucurile alea care și culmea îți fac praf organismul? De 4-5 ori mai mult. Și al nostru, ministrul al culturii, vine și zice, dragă, asta e economia de piață. Nu, tată, asta e economia de paiață. Și de aici, din toată necunoașterea asta istoriei, vine haloi măsul administrativ și financiar senzația că țara asta e de pe azi pe mâine și că tot poporul ăsta în un fel de zilier. Nu au băgat și pe noi Dumnezeu, nu? Istorie și acum nu. Trebuie să stăm. Nu se știe ce va fi mâine. Nu se știe dacă nu vine unui ministru o hachiță. N-ai văzut că ăștia acum, am văzut în presă, au dat autostrada orașului Sălaj. Orașul Sălaj. Îți dai seama că ăla din guvern habar n-are unde e Sălajul, nici nu știe că există Zalău ca oraș și Sălajul ca județ, dar era o trasa repede că pe acolo facem autostradă. Îți dai seama că ăla hotărăște destinele Zălăuanilor și el zice, orașul Sălaj va fi traversat de autostradă. Acum au apărut în presă. De click, că e mai important decât Iria Lumonii, care nu știu ce o făcut pe la Los Angeles. Bun. Uite, zice, în curs de, de, de guvernare, Pungro. Ăștia fac descentralizarea, dar banii să rămână totuși la București. Decentralizarea nu va reduce costurile, plățile de la București se păstrează până în 2017. Se descentralizează doar decizia de cheltuire a banilor. Adică dați voi banii aici la Teleorman, la mine, că eu dragnea la deșteptul, care n am fost în stare să creez prosperitate într-un județ cu cel mai mare potențial agricol, dar vă garantez eu că eu creez prosperitate pentru întreaga Românie. Dați voi banii la mine, ca apoi mai vedem. Și eu vă descentralizez doar responsabilitățile. Nu și fondurile. De ce nu s-a pus cinstit? Mă băieți, din cine e formată România asta? Din noi politicienii, din voi ardelenii, din voi moldovenii, din voi muntenii, bănățenii, dobrogenii, moroșenii, crişeni, bucovinenii. Ok, cum facem să meargă hardughia? Și atunci toată lumea spunea, păi hai să vedem, domnul Dragnea, pe timpul boierilor, trebuia să dai undeva la 30 până la 50% din recoltă. Acum dai undeva la 87% din ceea ce muncești, impozite și taxe. Pe timpul boierilor, erai nemulțumit tu ca țăran că vine boierul și din 100 de saci de cucuruz, 30 plecau la ei. Acum, taci, tovarăș popor român, când din 100 de saci, Vine guvernul și îți 87 înapoi. Da, mai mult de o jumătate de an tu muncești pentru statul român. La fel fac și eu. Da? Și atunci, pentru ei, descentralizarea foarte simplă. Băieți, pe hârtie am rezolvat-o. Decentralizăm repede. Dar, nu hotărăști nimic. Și ai văzut acum, în loc să facă autostrada Sibiu-Pitești, și o să spun de ce e importantă, facem autostrada București, Alexandria. Alexandria fiind în județul Teleorman. Că dacă era domnul din Buhuș, făceam Buhuș, dacă era dragă din Buhuș. De ce e importantă Sibiu? Pitești. Pentru că trebuie să ai cale de legătură pentru exporturile ălora de la Dacia Pitești. Au și reacționat și au zis, bă băieți, ai culoar european. De ce renunțați la ea? Discutăm. Au băgat pe hârtie o mulțime de autostrăzi care se fac în țara asta, și doar pe una din cele șase hârtii apare că avem legătură cu vestul, adică să ducă de la Gilău, de lângă Cluj, până la graniță. Povesteam acum cu un prieten din București venit aici și zicea bă, ce bine de tine că ai fost tot weekendul la Viena. Pentru noi să mergem la Viena înseamnă un coșmar cu mașina pentru că stăm 12 ore până la graniță. Și am bă, păi la voi banii, la voi să care zic că n-aveți nevoie de legătură de legătură cu Occidentul. Și o zi, bă, e... nu pot să zic că mă amendează. E bipul. Asta o zis ei. În bip. Pentru că, așa cum are Bucureștianul nevoie de autostradă, Clujanul nevoie de autostradă, are și din Constanța, are și din Timișoara, și din Vaslui. Înțelegi? Dar ăștia nu înțeleg. Nu înțeleg pentru că ei sunt proști fundamental. Adică au un ADN cultural care nu le permite pur și simplu să vadă mai departe. Exact cum noi nu putem vedea la 6 kilometri sau să simțim ca urci miros de sânge de la 12 kilometri, nici ei nu pot vedea mai mult de șase luni. Și merg așa ca șase luni, cu mere iepurile, cu morcovelul în față. Ăștia sunt guvernanții României. Ce fac? Dăm România liberă. Nici măcar nu s-a dat legea și au dispărut 2 miliarde de lei. Adică undeva la 500 de milioane de euro. Nici măcar legea aia cu supraimpozitarea carburanților în 2014. Aia la care e și băse acum și le-a bătut obrazul. Bă, băieți, voi ce șmecherii vreți să faceți? 2 miliarde de lei, 500 de milioane de euro, deja au dispărut și nu-i semnat. N-a trecut deja legea în București. Înțelegi? Deși reprezentanții guvernului, zice România Liberă, spun că toți banii din creșterea accizei la combustibil vor fi direcționați către infrastructura rutieră, Cifrele oficiale ale bugetului pe 2014 îi contrazic. Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru a fi încasate în creșterea accizelor la carburanți vor fi direcționate pentru autostrăzi, drumuri naționale și drumuri județene, a declarat Miercuri, tovarășul ministru de finanțe Daniel Chițoiu, la Comisia de Buget Finanțe. Însă, acești bani nu se regăsesc în bugetul național, trimis acum spre aprobare lui Băse. Și acum, facă ăștia scandal, tu la doamne, nu ne lasă președintele să votăm bugetul. Dar președintele nu -o de nimic de buget, bă. numai de accizarea, supraimpozitarea carburanților. Și așa avem benzina mai scumpă decât unele, în unele țări din Europa. Duminică seara am venit din Viena. Am fost într-un weekend, că am strâns bani un an de zile pentru asta. Nu, să vă și eu ce acolo, cu familionul. 1,34 costă în mijlocul Vienei, pe Hacking Strase, litru de benzină. Calculează tu cât costă litru de benzină în România și o să vezi că e mai scump cu 2 cenți. Îl mai ieftin carburant. Ok? Ăla de 95, că e ăla de 98 -ul. benzină. Și atunci te gândești, păi dacă tu mai dai încă 50 de bani la litru, bă, dar eu cine de fapt aici? Judea de am născut ca să-ți dau ție, tovarășul Dragnea, bani să-ți faci aia, să-ți faci aia, să-ți faci aia, să-ți cumperi găleți pentru, pentru campanie electorală. Eu ce să aici? Chelea de pe cremvuști? N-au să înțeleagă. O să le dau totuși, uite, ce îmi scrie un om din Anglia. Răuar Cosmin. Din Anglia. A plecat. Mă cuprinde un sentiment național când îmi scot banii de pe cardul meu din Anglia. Bani pentru care nu plătesc impozite și taxe statului român. Și naționalistul din mine le transmite celor din tribună ai dracu să fiți că din bani ăștia nu puteți fura. Înțelegi? Asta primesc pe Facebook, pe pagina mea de Facebook. Bun? Mai dăm. Că mai scrie lumea. Tot scrie lumea. Uite, îmi trimite. Tot el îmi trimite un citat de la Zoltan Balog, sau Balog, cum se citește, ministru pentru resurse umane din Ungaria. Ungaria va mări salariile pentru 150.000 de profesori începând din septembrie, deja le-a mărit, cu 34% în medie și va continua creșterile salariale până în 2017. Da? Asta a anunțat ministrul. În România, salariul mediu orar din sistemul de educație este de 13 lei brut, 2,92 euro și 9,3 lei net, adică 2,09 euro. De la poporul ăsta sigur lipsesc ceva gene și defect. Altfel nu-mi explic. Nu se poate să ai mereu sentimentul că ești furat. Și nu te uiți, bă, cum n-ai ăștia de lângă tine? Încerc să dau din Ungaria, din Bulgaria, din Moldova, dacă vrei, exemplele, pentru că s aproape de noi. Degeaba dau exemple cu Germania, că lumea nici nu crede că există Germania. Un român care e sărac nu crede că există Dallas, nu crede că există Berlin, nu crede că există Frankfurt. El crede că toată lumea e săracă și un dat. Adică Dumnezeu, când l-a făcut, o zis, băi, pe pământul ăsta să fie noua oameni săraci. Aude povești despre nu știu care, că e bogat, mai vede câte un patron de non-stop că și-o lua mașină nouă, dar el, intrinsec, nu crede că va deveni niciodată bogat. Pentru că a fost dezobișnuit să fie bogat. Uite ce îmi trimite Rășinar Sebastian din Cluj. Mi-a trimis o poză. Dăm nucile alea din supermarket. astea nuci în coajă, din Franța, tată! Nu cumva, la noi nu mai sunt nuci. 19,99 lei, 99, da? Și înscrie așa, Rășinar Sebastian din Cluj. Statul român este un stat slab, aproape inexistent. Fără legătură cu subiectul, vă trimit o poză realizată azi într-un supermarket. Țăranului român îi se strică nucile, că nu le poate vinde cu 30 de lei pe kilogram, fără coajă, și supermarketurile ne bagă pe gât nucă din Franța cu 20 de lei pe kil în coajă. Faceți un calcul al înjosirii, știind că un kilogram de nucă fără coajă se obține din 3 kg de nucă în coajă. Sfătuiesc românii să cumpere doar produse românești, să oprim importurile inutile și dezavantajoase. Și zici, lasă-i mă că numai unul singur. Da? Hai să țară Agrointel confirmare științifică. Merele românești sunt mai bune decât cele italienești, poloneze sau turcești. Și totuși noi când mergem, nu-i așa, fală mare, traistă goală. Cum să cumpărăm noi chestii românești, bă? Luăm de alea, bă, polonezi. Cum găsim? Găsim din ciile cartofi. De acolo cumpărăm tată. Și după aia, la 1 decembrie, merem și înjurăm primarii. Dar n-ați dat fasole cu ciolan? N-am dat fasole cu ciolan. În București ai văzut, în sfârșit, doar 4 sau 5 primari de sectori au mai dat fasole cu ciolan. Pentru că era în josirea în josirilor. Să mă duc la ziua națională a sării mele, să mănânc și eu, să mănânc și gura mea, mâncarea sufletul ei de istorie, fasole cu ciolan. Și după asta stau să beau un vin fiert și să înjur și să ascult manere. Că ați România. Nu, tată. Aia nu România mea. Eu de România m-am săturat. Da? m-am săturat de România aia. Doamne, îți că în Transilvania nu e așa, doamne, îți când că în Bucovina nu e așa, când Moldova nu e așa, ci că numai acolo unde le-o dat mutui apa cadou, acolo unde așa cum aș mai caută ciobanul bucur uăile, prin pipera lui Becali, acolo îi apucă din când în când niște identități de astea, niște, cum se zic, farafastăcuri culinar identitare. Da? Bun. Uite, îmi trimite doamna Sondi Georgi și îmi trimite un articol din Nepsavo, din Ungaria. Nepsavo e un ziar foarte mare din Ungaria, în care, dăm mie, se fură, presa din Ungaria comentează faptul că se fură și din cimitirul Vesel și se întreabă această doamnă Georgi, Sondi, o știre, o astfel de știre că se fură deja din cimitirul de la Săpânța, de ce apare mai repede în Ungaria decât în România? În mod normal, trebuia să fie prima știre. Sincer, și eu am aflat-o pentru că mi-a trimis-o doamnă. N-am văzut-o nicio presă, n-am legături directe cu, cu, Săpânța să mă sună ea, domnul s-a furat o cruce sau ce s-a curat. Și știi cum cataloguează presa din Ungaria, Nepsova, furtul din cimitirul din Săpânța? furt calificat și vandalism. Și îl amintește, amintește eforturile maestrului Stan Ioan Pătraș și ale gre preotului greco-catolic care a început în 1935, inspirat, inspirat de tradiția mult mai largă a pietrei de mormânt. Și elogiază practic tot ce înseamnă diversitatea maramureșului românesc. Da, presa din Ungaria face chestia asta. Pentru că numai noi avem impresia că dacă vorbim frumos despre ceva ce aparține altei țări, suntem trădători. Nu cumva să spunem că Parlamentul din Budapesta este o clădire senzațională și catalogată drept una din cele mai faine clădiri din lume. Nu cumva să spunem că dulceața de trandafir din Bulgaria este un brand căutat și în Camciat ca și în Alaska. Nu cumva să spunem că, nu știu, murăturile moldovenești sunt extraordinare. Era din Republica Moldova. Nu, noi numai ești tată, nu mai aici. Nu cumva să spunem ceva despre bun, despre alții. N-a las că zic alții despre noi și, sincer, mi-ar fi plăcut articolul ăsta să fie preluat de presa românească. Numai ca să vedem că, bă, pe ea nu-i mai interesează. Pe nici, pe nici dracu nu interesează decât chiar valorile. Un astfel de articol putea să apară nu doar în presa din Ungaria, ci în New York Times și se citea cu la fel de multă relevanță. Când vom fi noi la fel de copți, încât să mergem, nu știu, în Serbia și să vedem acolo, nu știu, o distilerie de șlivoviță și să recunoaștem, fără să cădem în nas, că, bă, uite, ăsta e brandul lor și seamănă cu brandul nostru și că să recunoaștem că în toată mitele Europa asta, Europa centrală, avem cam aceleași valori, atunci ne am deștepta și nu mai avea porcăirile băgate manuale, că noi nu ne-am înțeles cu nimeni în toată istoria noastră. Ne-am înțeles cu toți, bă. Numai cu voi 588, lozele de serviciu ale țării mele, nici dracu nu vă înțelege. Am voie să zic dracu, cât e În post n-am voie? Nu. Am voie. Avem acordul părinților. Bun. Domnul părinte, zic copilului că dracu s-a inventat în România, trăiește și de obicei vine în campanie electorală din 4 în 4 ani. Bun. Publicitate, discutăm după despre tovarășul Dragnea. Oh.